pentru că suntem în luna femeii, de 1 martie, de 8 martie, vă urăm la mulți ani și toate cele frumoase tuturor doamnelor și alături de noi, bineînțeles, prietenul nostru Horia. La mulți ani, doamnelor, domnișoarelor, și tot ce vă doriți în această zi specială. Bineînțeles că fiind o ediție așa mai aniversară, dacă puteți să spunem, mai ales că... Cu siguranță este aniversară, nu putem să spunem. Ea este o ediție aniversară. Este o ediție aniversară atunci și vom discuta despre altceva, dar tot legat de cafea la Coffee Lovers. Despre ce este vorba, Hore? Da, am tot povestit de cafea, de tipuri de cafea și am zis, haide să vedem de ziua femeii ce putem să aducem picant, da? Pentru că magazinul se numește Spicy Delights, să aducem ceva picant în cafeaua noastră pe care o servim dimineața și de aia mici recomandări să schimbăm gustul sau să dăm o altă aromă cafelei pe care o bem de fapt de fiecare zi. Și asta nu vine neapărat pentru o cafea specială. Putem să luăm orice fel de cafea cu care putem să-i schimbăm gustul. Și o să intru direct în subiect și o să ia spun... să vedem ce avem aici. Toții, dacă am fost în excursie în Turcia sau undeva în zona respectivă, am simțit un gust special și un miros special al cafelei, era mirosul de cardamon. Da? Ia să vedem... Cum miroase? Da. Da, ne pare rău că... Ne pare rău, dar excepțional. Dacă mă întrebați pe mine, cardamon ar putea fi transformat într-un parfum bărbătesc excepțional. Da, eu știu. Mulțumesc. Da, dacă ați fi aici, ați înnebunit la ce frumos miroase. Ca și gramaj la o ceașcă de cafea, da? La o ceașcă mică de cafea, un vârf de cuțit trebuie pus. Adică nu trebuie să puneți acum jumătate de kil. Este foarte puternic mirosul și schimbă gustul foarte, foarte mult. În altă unul de idei, mergând mai departe, da, putem pune și niște esență de vanilie. Ia să vedem. Da, eu aici avem niște amândouă de vanilie, dar se poate pune esență de vanilie. Se poate pune esență de cireașă. Da, știm că găsim cafele cu diverse esențe, cireșe, căpșuni, da? Putem să schimbăm asta. Eu recomand să căutăm noi să dăm nuanță cafele, nu neapărat să folosim tabloul lui Mendeleev pentru a obține astfel de cafea. Mă duc mai departe și vorbesc pentru doamne că sigur vor avea invitate de 1 martie și de 8 martie. Și în loc să servească cafeaua cu o linguriță, le recomand să cumpere niște batoane de scorțișor. Da. Și primește că în cafea, fie că pun lapte în cafea, fie că pun zahăr sau alt fel de îndulcitor, să ia un baton de scorțișor și să mestece în cafea cu el, o să vezi că se schimbă aroma imediat. Bine, acum lumea știe cum e, scorțișoarea o folosește foarte mult la vin fiert, știi? Dar uite, e un lucru foarte interesant că îl putem folosi și la cafea. Da, scorțișoare are multiple folosiri, da? Dar ca și batoane, asta vă recomandam să-l folosiți, doamnelor, pentru mestecat în cafea, dând altă nuanță cafelei. Ok, dacă vrem să folosim scorțișoare altfel, în loc să punem un vârf de cuțit, la o porție de cafea punem două vârfuri de cuțit și atunci vom simți altă aromă. Cam asta recomandăm. Ok, pentru persoanele puțin mai dulce, așa să zicem așa, putem folosi și cacao, putem pune și puțină cacao, schimbă iarăși gustul. Am întâlnit persoane care adaugă ghimbir. Da? Da? Cum ghimbirul? Ea devine picantă, dar știți cum e, de guste buse di colori nu discutam, dacă omului îi place așa, asta folosește. Da? Deci puteți să deveniți creative în ceea ce privește cafea, cu siguranță vă veți uimi pe dumneavoastră și invitați dumneavoastră la cafea. Da, și pentru că suntem pe final, uite, am văzut ceva și mai ales că suntem în trend așa cu roșu, uite, tu ești îmbrăcat ca și mărțișorul, știi? Uite, un elefant, e foarte interesant pentru că tot în zona asta, mai ales că suntem în zona de mirodenii, elefantul trebuie să fie, da, cu trompa în sus, așa se zice, că aduce noroc, da? Noroc și fericire, da, și prosperitate, ai dreptate. Întâmplător, elefantul respectiv l-am primit cadou de la o persoană dragă și de-aia stă acolo sus, știe persoana despre cine este vorba, și îi mulțumesc încă o dată. Și dacă o să observați și sigla noastră simbolică pentru Spicy Delights, este cu un elefant, o mantră și un elefant. Da, oameni buni, uite că ne-am apropiat de sfârșit. Sperăm ca aceste minute pe care le-ați petrecut cu noi la Coffee Lovers să vă aducă mai multă fericire așa cât am putut și noi în casele dumneavoastră și vă urez încă o dată împreună la mulți ani tot ce vă doriți și o dimineață frumoasă în continuare. Iubim Brașovul!
Poate...